Ana Maria Prodan nu vrea nici în ruptul capului să renunțe la numele Regecamp. Care este de fapt motivul? Eu l-am pus pe hartă. Fosta soție a antrenorului Laurențiu Regecamp a dezvăluit recent motivele pentru care dorește să păstreze numele de familie Alex soțului său, în ciuda faptului că cei doi s-au despărțit de ceva timp. Invitată în podcastul realizat de Teo Trandafir, impresara a explicat că schimbarea numelui ar implica o serie de complicații administrative, în special în ceea ce privește documentele sale americane, inclusiv numărul de asigurare socială. Vedeta a subliniat că o modificare a identității sale ar fi un proces anevoios și ar echivala practic cu începerea unei noi vieți. Mai mult, ea consideră că are dreptul moral de a purta în continuare numele Regecamp, având în vedere contribuția sa semnificativă la construirea și promovarea acestuia. Ana Maria Prodan a punctat faptul că atunci când l-a cunoscut pe antrenor, acesta avea doar 7 clase și se afla într-o situație financiară precară, activând în Liga a doua. Femeia consideră că ea i-a construit cariera și l-a făcut ceea ce este astăzi, motiv pentru care vrea să păstreze numele. Problemele lui Laurențiu Regecamp par să se acumuleze pe măsură ce trece timpul. Pe lângă disputele familiale, antrenorul se confruntă cu dificultăți financiare și juridice. Recent, acesta a pierdut un proces intentat de Universitatea Craiova și a refuzat să achite datoria de 200.000 de euro, reprezentând clauza de reziliere a contractului său. Drept urmare, o parte din vila sa de la Znagov, deținută în comun cu Ana Maria Prodan, a fost pusă sub sechestru. Impresara și-a exprimat intenția de a cumpăra la licitație partea de vila aflată sub sechestru, considerând că fostul său soț nu va plăti datoria, motiv pentru care ea își dorește să preia controlul asupra întregii proprietăți. Dincolo de problemele financiare, cariera lui Rege este de asemenea afectată de situația actuală. Conform unor surse, până la achitarea datoriei, antrenorul nu mai are dreptul să profeseze în România, ceea ce îi îngreunează și mai mult posibilitatea de a rezolva litigiul financiar.